au fost momente de spaimă pentru locuitorii din Constanța și Tulcea, care au primit un mesaj roaler după ce o dronă a intrat pe teritoriul țării noastre. 10 oameni evacuați, 100 de pompieri pe teren și mai multe locuințe distruse de foc. În Maramureș, incendiile s-au întins pe sute de hectare. Iar filmul românesc Anul Nou, care n-a fost, în regia lui Bogdan Mureșanu, a câștigat la Veneția premiul cel mare al secțiunii Orizonti. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. A fost alertă în miez de noapte după ce o dronă a intrat pe teritoriul românesc în urma unui nou atac rusesc petrecut asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis un mesaj ro-alert privind posibile căderi ale unor obiecte din spațiul aerian în județele Constanța și Tulcea. Este de altfel pentru prima dată când locuitorii Constanței primesc o astfel de avertizare. Armata a ridicat de la sol două aeronave F-16 care au urmărit obiectul zburător. Aoleu, 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 aici a dat-o! Păi, deci ce aproape e! Nu se poate așa ceva! Mamă, mi s-a zguduit toată casa! Cel mai rău a fost la Periprava, un sat cu mai puțin de 200 de suflete, din județul Tulcea. Dar câte-s, doamne? Câte pot să fie? O să mai vină una. Peste Dunăre este localitatea ucraineană Vilkov, asupra căreia au survolat azi noapte dronele rusești. După depistarea obiectului zburător pe teritoriul țării noastre, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Constanța. La scurt timp a urmat și al doilea. Între timp, armata a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16 pentru a urmări traseul dronei care intrase în spațiul aerian românesc. În cele din urmă, potrivit MAPN, drona a părăsit România și s-a îndreptat către Ucraina. Părea că se termină la un moment dat, însă am auzit zgomot venind dinspre interiorul țării noastre. A survolat satul, s-a îndreptat spre Dunăre. Acolo a fost întâmpinat de două salve de antiaeriană din partea ucraineană. De mai bine de un an, casele din chirpici ale lipovenilor se zguduie la fiecare atac din țara vecină. Pereții se crapă, iar geamurile explodează. Atunci când drona se așează pe pământ, cea cu explozibil, se simte ca un cutremur. Nu știi dacă vreo dronă din asta care survolează satul nu se strică în aer cumva și să cadă pe noi. Ministerul Apărării Naționale nu a precizat proveniența dronei, dar a confirmat că azi noapte forțele rusești au atacat violent porturile ucrainene de la Dunăre. Acum, autoritățile noastre fac cercetări, pentru că ar exista indicii potrivit cărora bucăți dintr-o dronă, posibil alta, ar fi căzut într-o zonă nelocuită. A fost indicată probabilitatea existenței unei zone de impact pe teritoriul național într-o arie nelocuită în proximitatea localității Periprava. Dacă locuitorii satelor de la Dunăre sunt obișnuiți cu mesaje ro-alert, cei din Constanța au fost luați prin surprindere. Mesajul ro-alert a venit puțin înainte de 3 dimineața și avertiza că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să-și păstreze calmul și să se ascundă în beciuri ori în adăposturi de protecție civilă. Am primit mesaj ro-alert. Ne-am speriat, am văzut că au trecut cele 90 de minute și nu s-a întâmplat nimic. Mare agitație a fost și pe rețelele sociale, unde oamenii s-au întrebat îngrijorați unii pe ceilalți ce s-a întâmplat. Incendiile de vegetație au proporții. După sud și vest, acum și zona de nord a țării este afectată. În Maramureș, focul a mistuit mai bine de 500 de hectare. Au ars deja un depozit, 6 locuințe și un autoturism. Peste 300 de pompieri din 4 județe se luptă neîncetat cu flăcările violente. Mai mulți militari au fost răniți în urma intervențiilor. Imediat s-a prins și celălalt anex. Nu mai este apă. În Maramureș, 90 de persoane au fost evacuate, după ce focul s-a apropiat periculos de gospodării. Pârjolul a cuprins localitățile Lăpușel, Coltău și Arieșu de Pădure și a distrus 6 construcții și un autoturism. Gazele produc mai mare decât o anexă, o magazie, o ars. V-a anunțat cineva? Da, da. Vecinul de dincolo. Și focul era la 1,5 km, și când am venit aici era deja și mai arde, uite. Ce aveți în magazie? Butelii, generatoare, scule.
mai mulți pompieri au fost răniți după ce s-au luptat cu flăcările violente. Cred că de la acolo, de la areașul de pădure, au venit în coace. Flacăra, într-o două ore deja era cin la bușe. Doamne, fie ce fac aici. O hală de 400 de metri pătrați a fost complet distrusă. La un restaurant de lângă pădure trebuia să aibă loc o petrecere cu peste 60 de invitați. Evenimentul a fost anulat de autorități. Două aeronave Spartan, care pot transporta până la 6.000 de litri de apă fiecare, au fost trimise în Maramureș. În Hunedoara, un incendiu de vegetație a izbucnit ieri pe fosta platformă a combinatului siderurgic. Împinse de vântul puternic, flăcările au mistuit peste 10 hectare. În Vâlcea, pompierii abia mai fac față. De o lună sunt pe teren. La Gușoieni au ars peste 100 de hectare de vegetație uscată. Incendiul de aici a fost lichidat, dar cel din fondul forestier Racovița, de pe Valea Oltului, izbucnit pe 2 septembrie, încă mocnește. De parcă nu era de ajuns, ieri după amiază a izbucnit un nou incendiu violent, la Pesceana. Și în județul Mehedinți, avioane Spartan ale forțelor aeriene române intervin pentru stingerea incendiilor de pădure, care au pârjolit munții. La Schitul de Sus, Podeni și Negrușa sunt situații deosebite, pentru că zonele în care se află focarele sunt greu accesibile. Mostra de la Veneția s-a dovedit extrem de norocoasă pentru filmul românesc Anul Nou, care n-a fost regizat și scris de Bogdan Mureșanu. Pelicula, care acțiune este plasată în ajunul Revoluției din 1989, a câștigat aseară premiul cel mare al secțiunii Orizonti. Aceasta după cele trei prime adjudecate în ajun, inclusiv prestigioasa distincție acordată de Federația Criticilor de Film. Râvnitul Leul de Aur a ajuns la cineastul spaniol Pedro Almodovar. The New Year That Never Came by Bogdan Mureșanu. It's even harder to believe that I'm here representing this beautiful film crew. We had 42 actors and a lot of locations. It's a period piece, so it was very hard to make. You need enthusiasm to make such a film. So we had a huge world around us, friends, family, lovers, supporters of any kind. So I dedicate this award to them. Structura caleidoscopică a filmului, la care echipa a lucrat mai bine de 2 ani, dar și interpretările impecabile au cucerit juriul secțiunii Orizonti, dedicată celor mai noi și interesante tendințe estetice și expresive din cinema. Regizorul scenarist mărturisește că l-au inspirat povești reale despre care a citit sau pe care le-au trăit unii dintre cunoscuții săi. Because it's a film about tyranny and about having enough with fear and paranoia. I also want to dedicate this film to all the human beings that are actually looking for dignity and freedom and actually what's human. And I hope they'll have a new year that will come as it came for us. Gala a continuat cu palmaresul competiției oficiale. Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar. Cineastul spaniol a dedicat trofeul celor două actrițe din rolurile principale. Como director, uno de los privilegios es que somos el primer testigo cuando ocurre un milagro delante de la cámara. Y nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento. Julián y Tilda, eso es para vosotras. The Room Next Door redă ultimele zile ale unei foste jurnaliste, corespondent de război, bolnavă de cancer în fază terminală. Personajul decide să se sinucidă și îi cere unei vechi prietene să-i fie alături. La película habla, entre otras cosas, no solo de la solidaridad sin límites del personaje de Julianne Moore, sino también de la decisión del personaje de Tilda Swinton de terminar con su vida cuando esta solo le ofrece un dolor sin solución. Despedirse de este mundo limpia y dignamente creo que es un derecho fundamental de todo ser humano. Trofeul pentru regie l-a răsplătit pe cineastul american Brady Corbett pentru The Brutalist. În această peliculă Fluviu, elogiată de critici, Adrian Brody readuce la viață povestea arhitectului maghiar Laszlo Toth, scăpat de ororile nazismului și refugiat în Statele Unite. Juriul condus de actrița franceză Isabelle Huppert a considerat că Nicole Kidman și francezul Vincent Landon au reușit cele mai bune interpretări actoricești.
Je suis extrêmement ému. Merci à un jury qui m'offre un prix dont j'ai rêvé pendant très longtemps et qui va changer quand même un tout petit peu le cours de mon existence. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Actorul francez a impresionat juriul cu partitura unui tată care se confruntă cu deriva unuia dintre fiii săi către radicalismul de extremă dreapta. În schimb, Nicole Kidman nu și-a putut ridica trofeul, cucerit pentru jocul bulversant din Baby Girl. La o zi după premiera de gală de la Veneția, actrița australiană a primit vestea sfâșietoare a morții mamei ei. Deși părea că trăim o vară fără sfârșit, această dimineață a venit ca un duș rece. Astăzi, 8 septembrie, s-au înregistrat 0 grade în România, unde aflați în câteva momente la știri. Doar câteva ore au mai rămas din vacanța mare. De mâine, gata cu trezitul târziu și culcatul după miezul nopții, corele petrecute la calculatorul umblau minge cu băieții pe terenul de fotbal. Încep cursurile, se instituie iar reguli, se întorc temele, exercițiile suplimentare și câte și mai câte din viața de elev. Pe unii dintre școlari am prins astăzi pe ultima sută de metri. Alegeau rechizite. Diana are 10 ani. De mâine începe clasa a patra. Ca să se asigure că are tot ce îi trebuie, a mers cu lista în mână la un târg de rechizite, organizat în Iași. Un caiet dictant domnica 5 pentru istorie. Și văd că l-ai încercuit cu roz, ce înseamnă? Da, păi l-am pus pe listă și l-am băgat în coș. Și Radu și-a umplut coșul în câteva minute. Tot anul o să tot cumpărăm rechizite, dar trebuie să începem cu ceva. Un ghiozdan complet pentru un copil poate porni de la 300 de lei și sigur că poate ridica în funcție de calitatea produsului costurile undeva spre 1000 de lei. La fel de importante sunt hainele pentru școală. Pantaloni negri sau albaștri închiși și tricou alb. Să nu uităm de pantofi, care costă și 500 de lei. Părinții vor da între câteva zeci și câteva sute de lei și pentru flori. Pe care vrei să-l dai, doamne? Alege-l tu. Pe asta? Foarte bine. Gata cu cumpărăturile? Da. Ultimul lucru, florile. Să fie fresh pentru mâine. Vânzările cresc cu 50% atunci când sunt începere de școală și chiar sfârșit de școală. Pe de altă parte, pentru ca deschiderea anului școlar să se desfășoare în siguranță, ministrul de interne anunță că va trimite în patrulare 25.000 de polițiști. 8.000 vor fi prezenți în școli. Anul acesta, Poliția Română supraveghează zonele din preajma școlilor și liceelor cu două elicoptere de acest tip, intrate recent în dotare și operate de ICAP. Echipajele de la SOL primesc date în timp real de la operatorul din elicopter, care controlează acest sistem complex de supraveghere, dotat cu camere ultra-performante. Aveți grijă și unde parcați dacă vă duceți copiii la școală. Polițiștii de la rutieră vor supraveghea în special trecerile de pietoni din apropierea unităților de învățământ. Vor avea la ei dispozitive digitale portabile, prin intermediul cărora procesul verbal este completat automat și printat pe loc. Ne bucurăm cu toții de nașterea Maicii Domnului sau de Sfânta Maria Mică, sărbătoarea cu care începe noul an bisericesc. Popular, ziua de astăzi marchează și trecerea de la vară la anotimpul ploios. Ortodoxi și catolici la oaltă au umplut astăzi bisericile din toată țara. La Arad, credincioșii s-au adunat pentru o procesiune aparte în jurul mănăstirii Radna și au strâns lacrimile Maicii Domnului. Peste 3500 de credincioși din Bistrița Năsăud, dar și din județele învecinate, au participat la slujba oficiată la mănăstirea din Pasul Tihuța. Îmbrăcați în costume populare, oamenii s-au rugat pentru sănătate, liniște sufletească, pentru copii și roadele pământului. Ce înseamnă această zi? O trecere de la vară la toamnă, o zi minunată. Mulțumim că am putut veni și suntem sănătoși. Avem o zi minunată care ne-a dat-o Maica Sfântă și că ne-o dă. Numai să putem veni an de an. În tradiția populară, după Sfânta Maria Mică, începe culesul viilor și al altor recolte. Se spune că strugurii strânși în această zi sunt binecuvântați și vor face un vin bun și sănătos. De asemenea, mulți s-au învățat să ducă la biserică primele roade ale toamnei pentru a fi binecuvântate de preot. A fost un rod bogat, am avut o zonă frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu.
chiar foarte frumos. Timp bun. Maica Domnului este cea care le ocrotește pe toate femeile însărcinate, pe toate mamele, din toate locurile, din toate timpurile. Este cea care este grabnic mijlocitoare atunci când o femeie își dorește un copil. În cazul meu am enorm să-i mulțumesc pentru că m-am rugat foarte mult pentru fetiță să o am pe ea. De asta poartă și numele și iată că ne ascultă rugăciunile. La Arad, la Bazilica Papală Maria Radna, catolici din țară și din străinătate au urcat pe dealul din spatele lăcașului de cult, ca să adune lacrimile Maicii Domnului. Le ducem în casă spre purtarea de grijă, le spălăm întâi, le punem în apă și bem dimineața câte o guriță de apă, ca apa sfințită. Peste 2,6 milioane de români sunt buni de cinste. Maria este cel mai popular nume. Peste 1,4 milioane de femei îl poartă. Iar dintre bărbații care primesc felicitări de onomastică, mai bine de 300 de mii se numesc Marian. Toamna este aici cu noi, dovadă că în această dimineață la Miercurea Ciuca au fost 0 grade. La ora 6 cerul era senin, iar aerul uscat. Și în alte localități din Harghita a fost o dimineață foarte rece. La Joseni și Toplița s-au înregistrat în zori doar 2 grade Celsius. Minima de la Miercurea Ciuca este aproape un record pentru luna septembrie. Singura temperatură mai scăzută înregistrată aici a fost de minus 1,8 grade Celsius în 1990, iar limita de îngheț s-ar putea atinge în această noapte tot în Miercurea Ciuca. Românii sunt tot mai informați și mai atenți la detalii atunci când se gândesc să cumpere o locuință. Cuplurile tinere, în special, iau în calcul și eficiența energetică, nu doar prețul. Știu că, deși inițial poate vor plăti mai mult, ulterior costurile cu mentenanța sunt suportabile. Majoritatea vizitatorilor de la târgul imobiliar sunt tineri căsătoriți, interesați de case sau apartamente noi, cu dotări cât mai moderne. Și te uiți, na, să-ți faci o casă care să fie cât mai eficient din punct de vedere energetic. Ne-am documentat, până în momentul de față am văzut că sunt din ce în ce mai multe oferte în direcția asta. De altfel, o directivă europeană îi obligă deja pe dezvoltatori să ridice ansambluri rezidențiale la standarde înalte de eficiență energetică. Vom avea pe casa scării și un luminator care permite luminii naturale practic să intre în clădire pe perioada zilei. Este un proiect certificat NZEB din stadiul de proiect, care înseamnă clădiri cu amprentă de carbon redusă, înseamnă o izolație termică superioară, niște geamuri care trebuie să fie certificate NZEB. Încălzirea se face prin pompe de căldură individuale, iar răcirea se face în tavan prin ventiloconvectoare. Certificatul energetic este luat în calcul și de cei care vor să cumpere o locuință cu ajutorul unui credit. Dacă înainte această întrebare nu era pe buzele tuturor, nu era comună, acum clienții în general întreabă care este certificatul energetic. E important deoarece și băncile au introdus oferte speciale pentru certificate energetice A. Pe de altă parte, potrivit unui studiu realizat de imobiliare.ro, în ultimii 5 ani, apartamentele noi s-au scumpit semnificativ în toate cartierele din capitală. În continuare, cel mai scump rămâne nordul Bucureștiului, cu 3.000 de euro pe metru pătrat util. Ajungem astăzi la Voroneț pentru ultimul episod al campaniei Necunoscuta Românie. Încă sunt oameni și secrete de descoperit și într-un loc atât de vizitat. Totul este să treci de târgul care blochează intrarea în faimoasa mănăstire și să cunoști măicuțele care trăiesc acolo în rugăciune, cumpătare și rânduială. Ne îndreptăm cu emoții spre mănăstirea Voroneț. Maica stareță a promis că ne va îngădui prezența și în unghiere mai puțin cunoscute. Ajunși în sat, descoperim însă cu surprindere că faimosul lăcaș este greu de găsit. Nu se vede pur și simplu de construcțiile din jur, case, vile și pensiuni, care mai de care mai colorate, ori mai mari. Până la urmă aflăm că biserica este la capătul unei alei transformate în târg. În spate sunt foarte multe clădiri neterminate. În stânga mea văd bărgări, un afiș cu toaletă, altul cu ATV-uri de închiriat și nici măcar un indicator care să te îndrume către mănăstire. Nu poți ajunge la biserică decât pe această alee, devenită capcană pentru turiști. Inspectăm tarabele. Mingi, măști, tot felul de personaje, căței cu ochelari. Aici își lasă mulți banii, fără să se aleagă cu vreo experiență culturală. Unii cumpără daruri pentru toată familia. Dacă am 4 nepoate, o fată, o noră, nu mai facem calculul. Am numărat aproape 30 de chioșcuri pentru care vânzătorii plătesc primăriei o chirie lunară între 1000 și 1800 de lei. Tot este comercial, din toate punctele de vedere.
Adevărații meșteșugari trec de multe ori neobservați. Paraschiva coase ii cu mâna și le vinde tot mai greu. Costă 1000 de lei una. Sunt foarte multe de lucrate de mașină și sunt la alt preț. Sunt curioasă doar dacă aceste ii sunt produse în țară sau sunt aduse de undeva, ne poți spune? Nu. Părăsim aleea și dintr-o dată imaginea se limpezește. Împrejmuită de garduri înalte, Mănăstirea Voroneț este cu adevărat una dintre cele mai frumoase din România. Face parte din patrimoniul UNESCO și este admirată mai ales pentru celebrul albastru de pe freșcele exterioare. Suntem în pronaosul Bisericii Mănăstirii Voroneț, unde în cupolă avem o foarte frumoasă icoană numită Maica Domnului Oranta. Oranta înseamnă rugătoare, dar ceea ce este de remarcat este că Mântuitorul este înveșmântat într-o frumoasă ie românească. 10 măicuțe își trăiesc aici, așa cum spun ele, viața îngerească. Maica stareță Stavrofora Gabriela Platon ne-a permis să le cunoaștem. Pătrundem în bucătăria mănăstirii. Turiștii nu au acces aici. Într-o încăpere sunt alese fructe pentru dulceață. Facem și afinată, ne șoptește Maica stareță. Afinata e sănătoasă la stomac. Așa, ceva pește mai gras, așa, merge o afinată. Mâncarea se face pe plita sobei burdușită cu lemne. Maica bucătăreasă a terminat cu nota 10 masterul de management al unităților bisericești. Astăzi este zi de post, e miercuri, și avem la mâncarea de amiază borș cu păstăi și bureț și mămăligă, evident. Gălbiorii sunt culeși din pădure, iar porumbul de mămăligă e dintr-un soi vechi, hangan, adus tocmai de la Cernăuți, din Ucraina. Toată lumea care mănâncă mămăligă la noi zice ăsta este gustul de mămăligă ca la bunica mea, ca la bunicul meu. Da, se simte ca la altă textură. Licențiată în teologie, litere, istorie și filozofie, cu două mastere și un doctorat, Maica stareță ne mai surprinde cu o oprire. În chilia sa, abia ai loc să intri de cărți. Dar asta este casa minții mele. Pe lângă rugăciune și treaba de la mănăstire, aflăm însă că și măicuțele au hobby-uri, ori merg în concediu. O săptămână nu le sunăm, nu ne sună, nu ne vorbim, ca să se rupă total. Fosta stareță era pasionată de pescuit, îndeletnicire de care s-a ținut până aproape de 90 de ani. Maica Stavrofora o însoțea. Era o perioadă în care făceam și doctorat și ziceam că eu trebuie să fiu o mare fraieră, să stau atâtea ore pe malul apei în loc să citesc o carte și să mă uit la pluta aceea și să văd că se mișcă, până când am prins primul pește. Dacă vreți să zăboviți la mănăstire, vă puteți caza într-una din vilele recent construite în zonă. Alina Florea a cules din toată Bucovina 6 case vechi pe care le-a strămutat bucată cu bucată în gura humorului. Le găsim umblând în sat și, din păcate, zilele astea casele ajung pe foc. 17 ani a durat totul. Alina a botezat fiecare casă cu numele celor dragi din familie. Le închiriază cu 900 de lei pe noapte. Micul dejun este inclus. Pentru cină mergem în restaurantul tradițional. Punem ochii pe ardei copți, dreși cu usturoi și iaurt de casă, dar gazda ne mai recomandă ceva. Nelipsitele sarmale de la noi din Bucovina, în foi de sfeclă, umplute cu orez și cu urdă. Trebuie spus, gastronomia bucovineană este un argument în plus pentru o vacanță în aceste locuri, dacă mănăstirile și peisajul bucolic nu v-au convins. Cel puțin 14 oameni au murit în Vietnam, iar câteva zeci de mii au fost evacuați după ce supertaifunul Yagi a făcut prăpăd în orașele de coastă. Cu peste 230 de km pe oră la rafală, vântul a provocat scene înfricoșătoare. Amploarea distrugerilor este șocantă. În provincia chineză Hainan și în nordul Vietnamului, supertaifunul Yagi, echivalent cu forța unui uragan de maximă intensitate, a creat scene desprinse parcă dintr-un film despre apocalipsă.
vântul a suflat cu o putere năucitoare, a trântit oameni la pământ, a răsturnat ambarcațiuni și a spulberat acoperișuri sau fațadele unor blocuri turn. Nimeni nu s-a simțit în siguranță. Automobiliștii au făcut scut în jurul motocicliștilor, pentru ca nu cumva rafalele să-i arunce de pe poduri. Cele mai multe pagube s-au înregistrat în orașele de coastă ale Vietnamului. Zeci de mii de oameni au fost evacuați către zone mai sigure, iar școlile au fost închise în 12 provincii din nord, inclusiv în capitala Hanoi. În 4 aeroporturi, avioanele au rămas la sol. Zeci de pescari surprinși în larg de urgie sunt dați dispăruți. Furtuna își continuă traiectoria devastatoare, îndreptându-se spre nordul statului Laos. Zilele trecute, același taifun a făcut ravagii în China și în Filipine, lăsând în urmă victime și pagube ample. Taifunurile și uraganele devin din ce în ce mai intense și mai dese, odată cu schimbările climatice. Pentru că apa oceanelor este tot mai caldă, furtunile captează mai multă energie, ceea ce duce și la viteze înspăimântătoare ale vântului. Faimoasa baie din peștera Miskolc din Ungaria a fost închisă temporar în urma unui incendiu violent care a distrus acoperișul centrului medical atașat. Întregul plafon al complexului de agrement, cu o suprafață de 800 de metri pătrați, a fost cuprins de flăcări. Pompierii s-au chinuit toată noaptea să stingă focul. Încă din vremea romanilor, băile de la Miskolc atrag numeroși vizitatori datorită pasajelor subterane spectaculoase, modelate de natură de-a lungul a mii de ani. În peșteră sunt 5 săli de baie și pasaje ca niște labirinturi cu jeturi de masaj. Este celebru ecoul din încăperea înstelată în formă naturală de dom, unică în Europa.